The Motans și Emma au ajuns în studioul Morning Zoo și au cântat în premieră piesa Insula. Cântecul a luat naștere spontan și a fost scris de către Denis fix după ce s-a terminat carantina. Pentru că pandemia i-a afectat serios pe artiști, Denis nu exclude posibilitatea de a începe un nou business care să-i asigure stabilitatea financiară. Cum ar fi să vedem The Motans Residence? Spre deosebire de Denis, Emma nu se vede făcând altceva în afară de muzică. Emma este un om de studio și în perioada asta scrie pentru alți artiști. Emma a primit o provocare din partea lui Mihai Morar să cânte un mic fragment dintr-o piesă nelansată. Artista a răspuns afirmativ, iar vocea ei a sunat într-un mare fel. Presimțim că vom avea parte de multe surprize frumoase din partea ei.